cifrele Poliției Române, 25 martie 2022, am organizat, Inspectoratul de Poliție Prahova a organizat o activitate, Ziua Porților Deschise, de fapt și cu un titlu anume, cu Poliția prin ochii copiilor. Ne-am prezentat fiecare serviciu, structură de fapt, serviciu de ordine publică, serviciu rutier, serviciu arme și explozivi, birou pentru protecția animalelor, serviciu pentru acțiuni speciale, chiar și serviciu criminalistic, care a fost foarte, a avut un efect foarte... Câți copii v-au trecut pragul până la această oră? Cel puțin 500 de copii și au trecut aștepta, până vă aștepta să mai cu vină? Cu siguranță vor fi copii neinvitați, ca să spunem așa. Aceștia, cei 500 au venit din zonele rurale, de la școlile mai puțin frecventate de aceste activități frumoase de... Ce stand a atras atenția cel mai mult copiilor? Cel mai mult a fost frecventat cel pentru protecția animalelor, birou protecția animalelor, având în vedere că colegii mei au venit și chiar și cu câteva animăluțe care puteau fi adoptate chiar. Chiar și serviciul criminalistic a fost, a fost o atracție pentru că copiii au reușit să amprenteze. Și de ce nu chiar și standul serviciului rutier, unde avem acolo un laborator, este o achiziție nouă de la direcția rutieră, unde copiii pot vedea activitatea polițiștilor rutieri de zi cu zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!